M-am găsit aici, deci chiar să-i corectez, puteți. Revenge, you and me should write a bad romance. Nota 2, marș la loc. Hello, fantastic people! Eu sunt Rita și azi vă salut din beanbag-ul meu, din studio-ul de la Fantastic English. Știți ce o să facem în acest video? I can't wait to find out! O să ascultăm niște cântece, hituri internaționale pe care sunt sigură că le știți, dar care au așa câte o greșeluță. Și uite, ăsta o să fie acel moment când înveți din greșelile altora. Let's go! Dum-tu-dum-tu-dum-tu-dum. Știți, eu m-am gândit să vă dau o explicație așa mai literară. De ce se întâmplă că aceste greșeli există? Oare artiștii ăștia nu sunt conștienți că le fac? Da. Și mă gândeam să vă dau așa un background cumva pedagogic, cum să învățăm din aceste greșeli. Dar eu nu pot să fac lucrul ăsta stând în așa poziție, în așa beanbag. Așa că azi pur și simplu o să arătăm cu degetul acești artiști. O să facem ai-ai-ai și poate o să râdem. Hai să vedem cine azi este la noi pe scaunul rușinii. Îl am pe Justin Timberlake, Rolling Stones, cei de la The Rolling Stones, Lady Gaga, Fergie, Gwen Stefani, Bob Dylan, o legendă, și Elvis Presley, o altă legendă. Ei cumva toți aici sunt legende, dar toți au făcut greșeli. Shame on them! Sunt și ei oameni, nu? Spoate. Și iată așa, toți ei stau acum în rând și așteaptă să fie luați în seamă. Dirita engleza. M-am găsit aici, deșteaptă să-i corectez, puteți. Cum o să facem? Noi o să vă arătăm o secvență din acel cântec cu lyrics, deci cu versurile acelui cântec, iar tu va trebui să încerci să găsești greșeala. Ești gata? I was born ready. We have Justin Timberlake with the song What Goes Around Comes Around, unul din cele mai lungi videoclipuri, îmi pare că a bătut vreun record, dar anumit strofa asta, hai să o ascultăm. Na 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 na. So, ce spun eu? When you cheated, my heart bleeded. Bad luck. My ear is bleeding when I hear that. My heart bleeded. E conjugat greșit. Wrong. Wrong. De ce? Pentru că verbul a sângera în engleză la infinitiv e bleed, la trecut e bled și la participiu tot e așa. You have bled with Wallace. Now bleed with me. You guys have bled me dry for too long. Look at these men. They are the fiercest soldiers in all of Greece. Each of them has bled for me. How can you do that, Justin? Uite ce-ai spus tu? My heart bleeded. Tu și nu știi că verbul ăsta e neregulat și la trecut el e bled? So, ar fi trebuit să fie when you cheated, my heart bled, not bleeded, Justin. Ah, e că eu îmi dau seama totuși de ce a făcut el greșeala, pentru că cheated nu rimează cu bled, dar bleeded rimează, pentru rimă a făcut-o. To fully understand poetry, we must first be fluent with its meter, rhyme and figures of speech. Artist at heart. Voi toți cei care faceți greșeli în engleză, când cineva vă corectează, spuneți I'm an artist in my heart. I'm just an artist, just like Justin Bieber. Wait, Justin Timberlake. The next one is The Rolling Stones. This song, a very famous one, a fost preluat de mulți alți artiști. Deci, Satisfaction, this song. Listen to that part of the song where we have the mistake. Come again? One more time? Apropo, come again înseamnă ia mai zi o dată? What happened to your family? I killed them. Come again? E aici îmi lipsește un arătător și arătătorul nu face bătuși. Asta e biciul care face pătuiș. Se vede că n-am ținut arătător în viața mea în mână, că am lucrat în școli private. Noi arătătoare n-avem. Which is sad. Ne-ar trebui un arătător. Sau bici. Arătător și bici, alege care se plesnesc. Ascultați încă o dată. Bun, greșeala care avem aici este double negation. Negație dublă în engleză nu putem face. În română noi putem să spunem nu pot primi nicio satisfacție, dar în engleză trebuie să aleg pe care parte să o neg. Deci pot spune I can't get any
satisfaction. So I can get no satisfaction. Right, no, see, that doesn't rhyme. Dar nișuna nici alta nu rimează și nu-i catchy și nu-i hit internațional, so shut up and just sing I can't get no satisfaction if you want. Chestia asta cu double negations este una dureroasă pentru mulți profesori de engleză. Eu îmi amintesc că Maroon 5 are o greșeală în cânticul Memories, anumit asta. There's a time that I remember when I did not know no pain. I did not, prima negație, no pain, nimic durere, a doua negație, deci iarăși e double negation, trebuie să alegem una dintre ele. Dacă ar fi să corectăm, am spune I didn't know any pain or I knew no pain. Și iată așa e corect, iată așa sângele din urechi se șterge și din ochi. I also said we're gonna talk about Lady Gaga, specifically the song Bad Romance. Lady Gaga? Lady Gahu? Sorry, Lady Gaga, I don't know about Lady Gaga. You know, this one. I want your love and I want your revenge. You and me should write a bad romance. What? No, nothing. Concretno. Concretno, e ca fix. Concretno. Și explicam la 80% de audiență care e din România pe YouTube ce înseamnă concretno în contextul ăsta. So, în cântecul ăsta, Lady Gaga are o greșeală oarecum frecventă. O văd și printre vorbitorii nativi deseori și ea este în acest vers. Listen up. So, she said, you and me could write a bad romance. What's the mistake, you would say? I don't know. I'm a teacher, so I'll tell you. It's not okay to say me could write a bad romance. Trebuie să fie you and I could write a bad romance. I think you and I are destined to do this forever. Look, kid, you and I are going to be good friends. By continuing like this, you and I are risking everything we have. De ce nu putem pune me acolo? Pentru că me este pronume direct, da? Object pronoun. Talk to me, listen to me. Deci el poate fi ca compliment, nu poate fi ca subiect. Și ca să uitați de toată această terminologie care e utilă doar pentru profesori de engleză în mod normal, încercați atât din fraza you and me să scoateți you și lăsați doar me. Și vedeți dacă are sens. Putem noi oare spune me could write a bad romance? Me can speak or me speaks English. No, we say I speak English. I can, I could write. Prin urmare, you and I could write a bad romance. Iată, așa e corect, Lady Gaga. Take notes and don't make mistakes next time. And if you're not sure about the lyrics for your next song, ask me. Yeah. I say, I might not be flawless, but you know I've got a diamond heart. Apropo, iată, în cazul ăsta, me, ask me. Mie l-am folosit corect, because I'm a teacher, I know how. Joking, of course. Eu nu vreau să întăresc mitul că profesorii nu fac greșeli. Le fac! Și ar trebui să recunoască mai des, pentru că asta e normal. Old or young, we all make mistakes. Și în acest context, hai să arătăm cu degetul la următorul artist, Fergie! You know, this song, Fergalicious Definitions Makes Them Boys So Loco. They want They wanna ta ra ta ra ta ra ta 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 ta. Și pe mine Fergie m-a dat gata. Knocked me off my feet, as they say. Why? Why? De ce? Pentru că greșeala pe care o face ea în cântec e legată de alphabet. What? Adică, prima lecție, primul lucru pe care un student care abia începe să învețe engleza îl învață. Can you imagine? I had no idea. Așa că începătorii, voi tot puteți găsi greșeala în acest vers. Listen up! Ați auzit? What word do they spell? Ce cuvânt ei dictează? Pentru că ei dictează fiecare literă. Ia mai ascultați odată. Fergie? Serios? Tasty? Tasty așa să scrie? Nota 2, marș la loc. Nici eu nu m-am așteptat la asta de la mine. În viața mea n-am spus tot a doi marș la loc. Sure you didn't. Da, din mine ies Rita care a învățat la liceu și a auzit fraza asta. So tasty, adică gustos, delicios, se scrie așa. Adică T-A-S-T-Y. This is a tasty burger. De unde a apărut acolo și I? Întrebați-o pe Fergie. A, Fergie, de unde? It's just, I don't know, it's just... comes out. Concluzia de aici este, învățați alfabetul. Corect. În lista mea mai am un cântec care a fost hit în anii 2005-2006, dacă nu greșesc, ăsta.
na-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 na. Înainte să vă zic care este greșeala aici, vreau să vă întreb ceva. Voi ați văzut videoclipul meu cu toate condiționalele în engleză? No, of course. Have you? Dacă nu, recomand insistent, în special pentru cei care au engleză medie spre avansată. Pentru că greșeala lui Gwen Stefani aici este în utilizarea greșită a verbului a fi la trecut. Deci ea spune if I was a rich girl. În mod normal, verbul a fi la trecut așa se conjugă. I was, you were, he, she, it was, we, they were. Dar, but, dacă vorbim de al doilea condițional, atunci când vrem să accentuăm situația ipotetică, da, imaginară, atunci noi întotdeauna folosim were. If I were a rich girl, if I were you, if I were a man. Apropo, Beyoncé, la capitolul ăsta, ia un 10 de la mine, pentru că ea spune if I were a boy, ea doar nu-i bărbat. De aceea spune if I were. Memorăm de aici că trebuie să punem were pentru I dacă situația este imaginară și cumva imposibilă. If I were a boy, you know, I'm a woman, so it's not possible for me to be a boy, at least now. In Thailand it's possible, yes. Thank you. No, thank you. Și, dear students, asta este unicul caz când puteți folosi were după I. Pentru că, repet, în mod normal trebuie să folosim was. Deci puteți să o vedeți așa, ca o excepție. If I were you, Chief Inspector, I'd find the terrorist. I would stay still if I were you. We also have 2 dozen eggs, so if I were you, I would go back inside. Și Gwen Stefani ar fi trebuit să zică if I were a rich girl. Până acum am vorbit despre Timberlake, Timberland, Lady Gaga, Gwen Stefani, Fergie, toți cumva așa mai recenți, artiști noi. Dar Bob Dylan, și cat în lista mea, m-ați întrebat voi. Iată, Bob Dylan are o greșeluță în cântecul lui Lay Lady Lay, pe care nu am cum să n-o menționez. Și asta este relevantă în special pentru cei cu engleză chiar avansată. Pentru că e vorba de două verbe foarte des confundabile. Lie și lay. Hai să ascultăm cântecul. Lay, lady, lay. Lay across my big grass bed. Deci el a spus lay, lady, lay, cu sens de întinde-te, da, în patul meu, da? Fă-te comod. Doar că verbul lay, scris anumit așa, într-adevăr înseamnă a întinde, dar doar atunci când tu faci această acțiune. Adică, dacă eu întind masa, I lay the table, da, iată, lay the table. Dacă domnișoara despre care Bob Dylan cântă ar fi întins, nu știu, niște jucării de pluș pe patul ăla, da, she lays the toys, she would lay them. Dar el doar a vrut să spună întinde-te, tu ptine. Trebuia să folosească verbul lie, care tot are acest sens de a întinde, când tu singur te întinzi în pat. Lie down there. Maybe I will just lie down a moment. Yeah. Aside from the tellers, we invite you to lie down on the floor, face up, and hold your arms and legs in the air like a pussycat. Mai pe scurt, dacă v-am încurcat un pic cu această informație, memorize. I lie in bed, e scris așa, eu mă întind în pat sau stau în poziție de asta, orizontală. Dar I lay the bed, adică atunci când eu întind patul sau fac patul. Sau I lay the table, da, eu întind masa, da, pun vesela, tacâmurile, I lay the table. Și din cauza că atunci când eu privesc videoclipurile mele în reluare, eu deseori mă enervez pentru că eu intru prea mult în detalii și dau explicații inutile când probabil deja 99% din oamenii care urmăresc au înțeles. Yes, yes, yes! Eu nu vă dau mai multe explicații, dar dacă este nevoie, scrieți în comentarii. Rita, explică-te, rog, diferența dintre lie și lay, pentru că încă n-am înțeles-o. Iar noi mergem mai departe. Greșeala la Bob Dylan deja am văzut-o, dar mai avem un cântec. Pentru cântecul ăsta eu trebuie să mă ridic în picioare, pentru că nu pot rămâne în beanbag. Știu că o să se vadă doar picioarele mele, însă doar ele își sunt necesare pentru a dansa cântecul ăsta. You ain't nothing but a hound dog. Știți cânticul? Vă știți cânticul ăsta? Eu sunt sigură. So, this famous Elvis Presley song. And it does have a mistake. You're kidding, right? Și nu, greșeala nu este în utilizarea la ain't. Cu toate că și asta, de fapt, este o greșeală, dar e atât de des repetată că deja a devenit o normalitate, da? No matter what I tell you, you ain't gonna never know nothing about me. You ain't never gonna sing none of my money. Never! But you ain't gonna do nothing but make a speech.
Și când el spune you ain't nothing but a hound dog, el spune nu ești nimic altceva decât. Admitem că e ok să negăm așa verbul. Despre ain't, apropo, trebuie să fac un video separat, pentru că el substituie atât de multe formulări verbale. I ain't your mama, când Jennifer Lopez, sau... Ain't nobody loves me better, you know the song. Ain't nobody loves me better. Dar greșeala de fapt este alta. Ascultați secvența. Well, I said you were high class. Ați auzit-o? Ia mai ascult o dată. Well, I said you were high class. Right, you was. Ce-i asta, you was? He is the king. The king can do no wrong. Fraza pe care o spun eu studenților mei când noi trecem trecutul verbului a fi. Ce-i asta, you was? Wrong, so wrong. Deci, reiterez, conjugarea verbului a fi la trecut este was și were. Pentru persoana întâia și a treia singular, noi folosim was. I was, he, she, it, was. Pentru toate celelalte pronume, noi folosim were. You were, we were, you were, they were. Deci, were în toate cazurile. Asta atunci când vorbim despre trecutul acestui verb, ok? Pentru că condiționalul despre care am vorbit astăzi, da? Cu Gwen Stefani, if I was a rich girl, unde era greșeală. Condiționalul este o excepție, ok? În rest, verbul a fi la trecut așa se conjugă. Prin urmare, la Elvis Presley trebuia să fie when they said you were high class. You were high class. That doesn't even rhyme. Doar că probabil you were tot nu rimează, așa că el a spus you was. And anyway, it doesn't matter because this song is a huge hit and people still dance to it on weddings. I dance to it. I love it. Shake it, but don't break it. It's like catchy. When they said you was high class. All right, my dear students, aici se termină arătatul meu cu degetul la aceste hituri internaționale, la greșeluțele făcute în ele și lăsând toate glumele la o parte, nu prea vreau să las glumele la o parte, dar trebuie să recunosc că învățatul englezei din cântece este o metodă foarte eficientă, extrem de eficientă și în continuare recomand să o faceți. Chiar dacă o să învățați așa o greșeală, una în Paști, mare treabă. What's up, Jeff Preston? What's up, nephew? Big Snoopy D.O. Double Jizzle. It's off the hizzle with shizzle. Yeah, I can dig it, Jeff Preston. Your little brizzle's off the hizzle. What's up with you, Soap? Yeah, Dizzle. I'm about to bounce to the spizzle and get a 40 izzle. Then I'll be at my baby mizzles. You feel what I'm sizzle? Și apropo, astea nici pe departe nu sunt toate greșelile pe care le-am auzit în cântece, ele mai sunt și sunt multe, așa că dacă mai vreți să fac astfel de videoclipuri, știți ce trebuie să faceți? Să vă închinați în comentarii și să-mi spuneți că vreau videouri cu Rita Engleza, eu serios. Și nici nu știu, după așa o lecție non-conformistă, mai merită să vă îndemn să-mi dați subscribe la acest canal și să apăsați pe cel... clopoțel? Cred că nu. Nu dați subscribe, nu dați subscribe că o să fie videourile interesante și o să învățați engleză. Vă doar asta nu vă trebuie. Don't subscribe. La fel, nu dați subscribe la pagina de Facebook Fantastic English. Acolo tot e o grămadă de informații utile. Ții, nu-ți trebuie. N-apăsa. Ok, and that's it for this video. I'm gonna hang in this beanbag. Wish you an amazing day today and as always, be fantastic! Hey, George! Oare artiștii ăștia nu-s conștienți că le fac? When you cheated, girl, my heart bleeded, girl. Na 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 na. I can't get no satisfaction. Fergalicious definitions makes them boys so loco. They wanna ta 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 ta. Eu nu vreau să întăresc mitul că profesorii nu fac greșeli. Le fac! If I was a rich girl, na 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 na. Nobody cares about these mistakes except me. Give me a Grammy. What are you waiting for, people? You ain't nothing but a groundhog, crying all the time. When they said you was high class, well that was just a lie. Ain't nobody loves me better. You know the song. It's like catchy. When they said you was high class.